Bună, sunt Monica Ștariuc și abia te aștept la cursul de social media de la Dallas Go. Ne vedem din noiembrie. Noi suntem aproape de finalul acestui sezon, așadar cursanții de la Dallas Go Social Media au învățat deja cum se face o strategie de social media, cum se face un calendar editorial, cum se comunică eficient pe Instagram sau pe Facebook, am trecut pe YouTube, iar astăzi ne așteaptă un regal de YouTube cu invitați, de la vlogger la editor de video. Practic, până acum am învățat ce presupune un sistem eficient de canale de social media, cum să nu pierdem timp și mai ales bani pe social media. Asta am învățat până acum. Mai avem 3 cursuri din actualul sezon, sunt cursuri predominant practice. Cursanții urmează să lucreze la o strategie pe un an de zile pentru business-ul lor. Este o strategie de comunicare în social media pe care vor primi feedback, pe care vor lucra împreună cu mine și pe care vom discuta cu ceilalți cursanți. De-abia aștept, e partea mea preferată din curs. Cursanții sunt de toate tipurile. Avem cursanți mai tineri, avem cursanți mai în vârstă, avem practic cursanți de toate vârstele, în primul rând, și asta asigură un nivel de energie foarte mișto. Avem mai multe femei, așadar sper să fie și mai mulți bărbați de data asta la curs. Avem, așa cum ți-am spus, din toate categoriile profesionale, de la antreprenori la oameni care lucrează în corporații, de la studenți la oameni care lucrează în ONG-uri, de la oameni care fac comunicare la stat, până la oameni care fac comunicare pentru diverse asociații sau fundații. Practic, oricine vrea să știe să folosească mai bine Facebook-ul, Instagram-ul, YouTube-ul sau să-și facă un ecosistem de conținut foarte bine pus la punct, ar trebui să vină la cursul de social media de la Dallas Go. Proiectul final este practic o prezentare foarte lungă, o zi întreagă petrecem în prezentări. E vorba despre o prezentare riguroasă și bine organizată a unui plan de comunicare în social media pentru un an de zile. Așadar, cursanții își vor prezenta fie video, fie pe un alt suport, lucrarea lor de final și pe ea vor primi feedback de la toți cursanții. Practic, ei vor pleca cu un plan bine pus la punct, care are alăturat resurse, bani, inclusiv exemple concrete de ce pot face ei acum că au terminat acest curs cu business-ul lor, nu cu exemple teoretice. Așadar, pleacă toți de aici cu o organizare mai bună a activității de social media, astfel încât să câștige timp și să câștige și mai mulți bani. În noul sezon vom avea tot 12 cursuri pe care le vom organiza mult mai riguros practic. Vom avea practic la fiecare curs jumătate de oră de dezbateri, după care intrăm în programa de curs. Jumătatea de oră de dezbateri va fi fie cu un invitat sau o invitată, fie cu o analiză de studiu de caz al unei problematici curente, o criză de comunicare care se întâmplă sau un fel în care se răspunde în social media și cum am face noi mai bine, sau pur și simplu discuții pe cazurile celor prezenți în sală. Jumătate de oră așadar ne vom face încălzirea, ca la fitness, doar că aici cu instrumente de social media, după care timp de 2 ore vom sta și vom analiza temele alocate. De obicei, programa se face în funcție de nevoile pe care cursanții le exprimă la primul curs. Deci nu există nicio programă ad literam, ea se construiește pe parcurs împreună cu cursanții, astfel încât să răspund cât mai bine nevoilor celor care plătesc. Pentru că responsabilitatea mea e foarte mare în calitate de profesor al acestui curs, iar eu vreau ca cei care plătesc la Dallas Go să primească mai mult decât primesc oriunde. Surprizele sunt de mai multe feluri, de la serii uneori mai lungi și pline de povești, până la ieșiri în oraș sau poate invitați. Anul acesta ne-am limitat destul de mult la invitați, am avut însă invitați de top din domeniul lor. Astăzi, de exemplu, la curs vine Irina Diaconescu, care este câștigătoarea categoriei de New Media la Elle Style Awards. Este una dintre cele mai cunoscute vloggerițe din România. Tot astăzi, în același curs, vine și Mikey H, care este primul vlogger care a atins 1 milion de subscriber pe canalul de YouTube. Și tot azi avem și un curs de editare video fulger cu un profesor de la Dallas Go,
cu Raluca Andrei ca profesoara de la cursul de editare video. Așadar, 3 invitați într-un singur curs la YouTube, dintre care 2 vloggeri de top și un profesor de top și o prietenă bună. Așadar, doar astăzi este de fapt un tort plin de surprize. De fiecare dată încerc să aduc ceva nou, încerc să aduc lideri în domeniile lor și așa ca la Dallas Go cred că nu găsești nicăieri atât de multă concentrație de oameni buni într-un timp atât de scurt. Practic este totul pe fast forward, dar este un curs pentru oameni care vor să învețe repede, care n-au timp de pierdut și pentru care fiecare ban contează. Iar eu voi avea grijă să primească tot ce e mai bun de banii lor.